Mestecăm zilnic alte teme la emisiunea noastră, la Marfa. Majoritatea laptopurilor de ultimă generație au incorporat wireless LAN, adică placa de rețea fără fir. M-am uitat și eu pe net și am aflat ce înseamnă asta. Adică se fac niște rețele prin aer. Ok, se fac rețele prin aer, dar internetul se poate lua tot din aer? Ca businessman, imaginează că îți poți citi e-mail-urile peste tot în lume. Cu alte cuvinte, ai biroul peste tot cu tine în oraș. Mă rog, până o se întâmple asta o să treacă ceva timp, dar orașe ca Atlanta sau San Francisco au început să dezvolte un nou tip de rețea și anume WiMAX. Cum e? Stau de vorbă cu domnul Teo Păduraru, un businessman. Bună ziua! Bună ziua! Cum e? Credeți că e o treabă bună pentru un om de afaceri treaba asta cu Wi-Fi sau WiMAX în viitor? Abia aștept să se întâmple, să fiu sincer. Permiteți-mi să fac o mică analogie cu lumea telefoniei mobile. Își mai aduce aminte cineva cum era fără telefon mobil? Ca să dai un telefon, trebuia să te duci la un telefon public sau să te duci acasă. Sau dacă așteptai un telefon, trebuia pur și simplu să stai câteva ore în fața lui. Lucrul ăsta nu se mai întâmplă în acest moment pentru că îl avem tot timpul cu noi. Și suntem pe drum, suntem în vârful muntelui, suntem la prieteni, tot timpul suntem acasă. Acum să ne imaginăm același lucru cu rețeaua fără fir. Ca să accesăm internetul sau să dăm un e-mail sau să verificăm o informație, trebuie să ne ducem undeva. Cel undeva poate fi birou, acasă sau, într-un caz extrem în ziua de astăzi, poate să ne verificăm cu telefonul mobil, care în mod evident nu este făcut să facă așa ceva. Imaginați-vă o rețea cu acoperirea GSM-ului, în care notebook-ul tău sau orice device te-ai conecta, este tot timpul online, de oriunde. Exact cum folosim mobilul acum, vom folosi computerul conectat la World Wide Web cu acoperirea națională. Deștete, cum e să n-ai la tine tot felul de device-uri, de CD-uri și de tot felul de alte chestii în care să stochezi tot felul de fotografii? Nu, ți le trimiți direct acasă pe hardul tău din sufragerie. Sau ești un jurnalist care ajunge la festivalul de la Cannes și trimite fotografia lui Brad Pitt direct de pe covorul roșu. Nu trebuie să mai ajungi la hotel să te conectezi la internet. Nu. Ai făcut fotografia, ai deschis laptopul și ai trimis-o la televiziunea Realitate, emisiunea Marfa. A? Stau de vorbă cu Mihai Kirilov, critic de film. Și vreau să-l întreb dacă pe el îl ajută sau crede că l-ar ajuta o rețea din asta Wi-Fi sau WiMAX, adică un internet gratis peste tot în București și nu numai, în toată lume. Mai mult în lume decât în București m-ar ajuta. Pentru că în București am internet acasă și n-am ajuns chiar atât de dependent încât să mă plimb pe stradă cu un computer de mână și să verific. În străinătate e o problemă întotdeauna. Când plec pe la festivaluri sau în general în excursii și am de lucru, că nu știu, nu mi-am făcut treaba acasă și trebuie să-mi car laptopul după mine, normal că mă ajută, întotdeauna mă ajută. Și oricum e o etapă, dar e ca orice progres, știi, în materie. E cu bune și cu rele, pentru că orice lucru bun și orice progres te forțează să devii sclavul lui, pentru că chipurile ți îmbunătățește viața, dar de fapt ți-o scurtează într-un fel, pentru că ești tot timpul la cheremul netului. Apoi e wireless-ul, pe care, sigur, e mișto când îl furi și sunt atâtea de multe locuri în lume în care poți să-l furi, pentru că în țările civilizate toată lumea are wireless, nu, și îl protejează, alții nu, și poți să intri lejer pe rețeaua lui și s-a e foarte plăcut. S-a întâmplat să faci chestia asta? Mi s-a întâmplat de foarte multe ori, pentru că sunt foarte multe locuri și la Paris și la New York, există niște locuri în care știe toată lumea că te duci în parcul cu tare cu laptopul și ai așa, dar să zicem cum mi s-a întâmplat la New York, să stau într-un bloc și la un moment dat am zis, bă, vreau să verific mail-ul, ce fac, mă duc undeva, mă conectez, dracu, știu, între prima pe dreapta. Și am zis, hai să vedem cine are prin zonă, într-un zgârie în ordine la de nu știu câte etaje. Eram și eu la etajul 13 și am încercat, vreau să zic că erau vreo 30 de rețele, le-am încercat pe toate, vreo 3 erau neparolate. Drept care am intrat pe wireless-ul unuia, am furat, mă rog, furat, nici nu știu dacă e furt, habar n-am. Tinerii sunt dependenți de comunicare. Oare vor fi online și aici, pe scările de metrou din Romană? Ia să-i întrebăm. Ce părere ai? Cum ar fi să existe internet fără fir gratis în București? Ar fi super mișto dacă s-ar face așa ceva. Ar fi o posibilitate mai mare pentru toți. Și ce ar însemna asta? Că ți-ai citit mail-urile la stop? Nu, adică nu. În mașină, la semafor, ți-ai citit mail-urile? Da, cum să nu.
S-ar părea interesant. O mașină, dacă mi-ar lua tata mai repede o mașină. E vorba de o rețea cu acces gratis la internet. Nu cred că o să fie niciun ISP de acord să facă chestia asta. Internet mai bun și gratis? Am putea să stăm pe chat cu prietenii în piața universității. Ar fi și mai bine. Am putea să ne facem cumpărăturile pe net din Unirii. Asta da, asta da, că eu sunt cam leneșă și nu-mi place să merg și ar fi chiar bine de acasă. Sunt în centrul capitalei și îmi dau mail-uri cu producătoarea emisiunii. Asta în timpul filmării. Mai are întotdeauna ceva de spus. Mi se pare excelent că am scăpat în sfârșit de fire și că putem să ne conectăm oriunde. Tehnologiile avansează pe zi ce trece, iar faptul că există internet wireless este un lucru marfă. Sunt Dragoș Bucur, vă invit să renunțați la fire și să rămâneți cu vorba în aer.